Nebicătăvești, noi avem atâtea soiuri. Tămâioasă, vezi? Avem tămâioasă românească, avem sigur că da. Adică o varietate mare de soiuri, pentru că e și suprafața foarte mare. Și atunci, sigur că poți să faci astfel de plante în vie. Ceea ce nu doriți să consumați din pahar, puteți pune în aceste boluri care sunt pe masă, iar în timpul mesei puteți servi oricare dintre vinurile astea. Și cum rămâne amprenta asta olfactivă pe pahar după ce l-ai băut sau l-ai deversat din pahar, atât de mult îmi place, elegant, fin, delicat, dar totuși cu o persistență destul de lungă. Care? Într-o degustare și în degustări în general, ordinea trebuie să fie următoarea. Să merge de la alb spre roșu, de la sec la dulce, de la nearomat la aromat, de la tânăr la vechi. La sec la dulce? Da, așa se merge întotdeauna. Pentru că, spre exemplu, dacă aș fi început degustarea cu vinul ultim, care este curez de zahăr, ar fi încărcat foarte mult papilele gustative și n-am fi perceput așa cum trebuie celelalte vinuri. Sau dacă mi și aromat acum, aromele ne-ar fi încărcat foarte mult. Adică e greu să percepi un vin cu arome așa delicate ca și feteasca regală după ce ai văzut un gustat totonel. Foarte, foarte greu. Și atunci trebuie totdeauna să punem într-o anumită ordine vinurile în degustare. Ce vreau să vă spun, noi la Recaș ne-am privatizat în 1998, societatea este româno-britanică, iar în societate, pe perioada campaniei de recoltare, începând de undeva din 10 august până la începutul lui decembrie și cu toată perioada de vinificație, pe lângă tehnologii noștri care sunt cei mai buni tehnologi care pot exista pe piața vinului din România, cei pe care avem în permanență aici la Recaș, noi lucrăm și cu tehnologi care vin din afara României. De 18 ani de zile lucrăm cu Hartley Smithers, care este un senior enolog din Australia, care împreună cu soția lui, o spanioloică, dar cu studii la Bordeaux, vin în fiecare an, din 10, 7, 8, 10, 12 august până la început de decembrie și pe lângă ei mai aduc încă 4 tehnologi din afara României pentru a putea face vinificația aici, iar Hartley cu Nora sunt clasificați în primii 100 de tehnologi din lume. În condițiile care vă spuneam, cam câte societăți îmbuteliază vin în Italia, în Franța, în Spania și în lumea nouă. Este o concurență acerbă. Faptul că avem de atâta timp alături de noi ne face să creștem, pentru că tot ceea ce facem aici la Recaș este pentru calitate. Pentru că povestea vinde odată, calitatea va vinde mereu. Și nu poți coborî niciodată ștacheta, indiferent de ceea ce se întâmplă, tu nu poți coborî ștacheta. Cel de-al doilea vin din degustare este un vin demisec, este un vin rosé, un rosé din brandul Domeniile Recaș, 2021 producție, este un vin cu 12,5 volume alcool. Vreau să vă spun că la vinurile rosé ați văzut că zice că vinul se bea un pic cu ochii. Dacă îți place ce vezi în pahar, culoare, limpiditate, claritate, sigur că te duci și la partea cealaltă în care simți calitățile olfactive și de-abia apoi mergi la cele gustative. La rosé, intensitatea culorii, nuanțele pot varia de la 4 foiuțe de ceapă până la smeură se duc nuanțele vinului rosé, iar vinul rosé pe piața mondială este cel care a crescut cel mai mult. Practic, noi, în fiecare an, creștem cantitatea de rosé produsă și nu ne ajunge de la una la alta. Este aproape incredibil. Dacă acum 20 de ani ne-ați fi întrebat... Și aveți un motiv? E cererea de mai cea mai mare. Da, vă spun de ce este și cererea foarte mare. Este o modă, dar o modă dată și de structura vinurilor rosé. Roseul este cel care, atunci când te pui la masă, poate să te însoțească de la început de masă până la sfârșit de masă. El este obținut din struguri roșii, dar vinificați în metoda vinurilor albe. Dacă strugurii roșii fermentează la 25-28 de grade cu stat pe pieliță o perioadă de 5-10-15 zile, la alb, după ce ai zdrobit, imediat urmează separarea pieliței de suc și procesul de fermentare care înseamnă 9-12 grade, temperatura mai scăzută pentru a-și păstra foarte, foarte bine aromele în interior. Iar vinul este
absolut interesant, răcorește foarte bine, nu este atât de corpulent, ușor de dus la masă, vara când e cald afară, dacă vrei să bei un pahar de vin, întotdeauna îți vei alege un roze, pentru că el s-a născut și în ideea asta în Franța și în Italia, practic italienii și francezii se laudă că ei l-au, fiecare dintre ei l-au inventat, să zic așa, între ghilimele. Dar de ce l-au scos pe piață? Pentru că și-au dat seama că în perioada verii, undeva începând din primăvară, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, chiar și început de octombrie și uneori și toată luna octombrie, și-au dat seama că pe piață cei care vând cel mai bine sunt producătorii de bere, nu producătorii de vin. Pentru că vara, în Italia, în Franța, în oriunde în Europa, aproape când temperaturile se duc la 30-35 de grade, nu prea-ți dă mâna ca la masa de prânz să bei un pahar de roșu, așa, să-ți pice bine, să mai lucrezi după încă câteva ore. Pe când ai băut un pahar de roze, te bine dispune, te răcorește, te înveselește și nu-ți este greu să continui activitatea la serviciu pentru câteva ore. De asta vă spun, rozeul crește exponențial și spre bucuria mea, tinerii sunt cei care l-au împins foarte, foarte, foarte mult. Pentru că, vedeți, un astfel de vin ușor de mistec cum îl avem noi aici, îți dă o senzație plăcută. Adică tu poți să pui la masă de la început, lângă o salată, lângă un aperitiv, vine felul principal, zici, măi, nu mai vreau să schimb pe roșu, spre exemplu, merg pe roze, l-am băut, iar la final vine desertul, zici, mă, parcă merge și la desert să beau puțin din vinul ăsta. Și atunci, iată, personalitatea lui face să întindă foarte, foarte bine până la final de masă. Mie îmi place mult pentru că, dacă vă spun, acum 20 de ani m-ați fi întrebat de ce roze, n-aș fi putut să vă spun de ce. Adică mie mi se părea, nu, mai bani, băi alb, băi roșu, băi roșu, de ce să te oprești la roze? Mi se părea așa ciudat, pentru că nu era o cultură a consumului de roze acum 20 de ani. Dar este aproape incredibil. Intră clienți în magazin și au evenimente. Eveniment, nuntă, botez, petrecere și își iau un singur vin și beau roze. Și eu mai încerc să vin, să spun totdeauna. Să zici așa, când ai un vin bun la masă, să nu-l lași niciodată singur. Totdeauna să mai pui unul lângă. Să ai termenul de comparație lângă. Mai luați unul să vă bucurați de... Nu singur, vreau un singur vin. Și atunci merg pe roze. Cât e vara de lungă, rozeul este cel care te cucerește. Acum, ați văzut pe masă, avem și pahar de vin alb și pahar de vin roșu. La paharul de vin alb este tip la lează, zic, mai strâns la gură pentru a păstra mai bine aromele, iar la roșu este deschis pentru ca vinul să intre în contact cu aerul, să-și pună în evidență în tot ceea ce înseamnă calitate, să se deschidă puțin. Hartley cu Nora, vă spuneam că lucrează de 18 ani Hartley la noi, Nora de mai puțin timp, cred că are și are deja 12 campanii, dacă nu chiar mai mult de 12. De câte ori vin la noi, la plecare, ne lăsau câte o listă cu ce ar trebui să mai facem pentru anul viitor, pe când începe campania viitoare, în ceea ce înseamnă tehnologie. Și de fiecare dată când au venit, au găsit tot ceea ce au spus, au găsit acolo făcut în investiții și ceva în plus. Și anul trecut, când s-a terminat campania, a zis, mai zice, și acum o să vă lăsăm cea, dar din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere al tehnologiei, absolut nu mai avem ce să punem în plus la momentul ăsta. Tot ce a avut în tehnologie este de vârf la nivel mondial. Ei lucrează într-o cramă care e de 10 ori mai mare decât a noastră. A noastră are 40 de milioane de litri capacitate și a lor e de 10 ori mai mare. Este un colos, este cel mai mare exportator de vin pe piața germană, firma din Australia unde lucrează și pentru noi experiența lor este fantastică. Să-i vedeți, apropo de vinul pe care l-am pus în pahar, este un negru de Drăgășani. Vreau să-l vedeți cum arată ca și soi, este un vin sec, dar vreau să vedeți interesant. La masă, la masa lor de degustare, unde toamna fac zilnic degustări care înseamnă de la 20 de probe, la început, în primele zile, când începe primul must, acolo sunt vreo 20 de probe, până spre 220-230 de probe pe zi. Pe lângă asta, nu ne lasă să recoltăm un gram de strugure din câmp fără acordul lor.
muncim, băgăm milioane de euro în investiții, în producție, să ducem struguri de calitate în cramă și când vine recoltatul, când noi credem că trebuie să recoltăm cât mai repede, să ducem, el zice, nu, acum recoltăm. Că, vreau să vă dau un exemplu. La prima lui campanie la noi, la seara facem întâlnirea. Cei din vinificație, cu cei din viticultură, tehnologii, cu acționarii, cu toată lumea, ce recoltăm mâine. Și unul dintre șefii de fermă care lucra la noi de o grămadă de vreme, peste 30 de ani avea atunci în viticultură și un tip foarte, foarte bun în viticultură, zice, eu aș vrea să recoltez o fetească regală. Și zice, vreau, uită parcela asta din stânga, iar arată pe hartă cu parcela din dreapta, să le recoltăm mâine. Și altfel zice, da, asta din stânga o recoltăm, asta din dreapta nu. Și șeful nostru de fermă zice, dar cum? Am două 18 ani vechime, de 18 ani plantată, desfățită de 5 metri de drum, e cam același sol pus acolo, adică nu văd de ce, uite, zahăr ăsta are 210, ăsta are 214, adică putem să recoltăm. Și altfel a zis, nu, zice, ăsta e perfect, limba mea spune că ăsta încă mai trebuie să stea puțin pe câmp. Bine, am recoltat, erau, chardonnay eram, fetească de gata, chardonnay, și vă spun și de ce. Că la concursul din anul următor, când am făcut vinificația, în anul următor la Chardonnay Dumont, am luat medalie de aur pe Chardonnay-ul respectiv, pe care l-am lăsat în câmp câteva zile în plus. Și pentru noi a fost așa o mare, mare surpriză și o mare bucurie. Iar iarna, înainte de a pleca, degustăm toate vinurile, tot ce producem, toate vinurile degustăm și el zicea, o să fie un Chardonnay fantastic, ăsta va fi un Chardonnay. Nu, mi se părea bun, dar parcă nu așa cum îl vedea el. El deja îl proiecta în timp, ca evoluție, îl vedea. E precum, vă spuneam, un copil pe care îl vezi din clasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 și după care el spune, zice, asta va fi un bun medic, un bun profesor, adică îl proiectează în viitor. Experiența asta înseamnă și la acest vin negru de Drăgășani ca soi, el este obținut din două soiuri, negru vârtos și saperavi, un soi georgian, fiecare cu particularitățile proprii, dar foarte bine aclimatizat în România, cu deja celebru în toată țara, îl găsești peste tot, este interesant ca și soi, iar la noi la Recaș face performanță prin structură, prin corp, prin personalitatea lui, o să-l vedeți diferit față de cel care urmează, dar mie mi-aduce aminte de vișine coaptă, când îl beau post, gustul este de vișine coaptă. Vinul ăsta nu mai poți păcăli, cum vă spuneam la început, cu o salată, cu o mâncare ușoară. Aici deja la roșu trebuie să-i faci pod. Fără pod, nu-l poți duce. Zice că în vino veritas, nu? Dar zice că în prea puțin nu-l găsești și în prea mult îl pierzi, de adevăr. Așa că trebuie totdeauna să avem cantitatea de echilibru, așa este. La vin. Am avut un congres medical acum vreo 15 ani la Recaș. Și când s-a terminat congresul în Timișoara, au luat cina la noi și unul dintre medicii rezidenți l-a întrebat pe profesorul care era președintele congresului, era un francez. L-a întrebat, tot lăuda vin roșu, tot spunea despre vin roșu, că se bucură că a venit și la degustare și așa mai departe, dar de ce vin roșu? De ce vin și de ce vin roșu? Și atunci profesorul respectiv spunea că în clinica în care lucrează, un 30% din pacienți, dacă nu mai bine, dar a zis că un 30% din pacienți, la plecare acasă la externare, cardiolog fiind, la externare, recomandă cantități moderate de vin roșu. Și spunea, fiind vasodilatator, ajută inima să pompeze mult mai ușor. Există resveratrol, anticancerigen, antocian, care protejează celulele, antioxidanții. Toți sunt de ajutor în sănătate. Dar cum spunea el, exact, cum spunea el, trebuie cu măsură. Noi de multe ori la degustare spunem așa, știți că vinul trebuie consumat cu moderație și musafirii îți aducă, dar voi sunteți producători, voi spuneți să beau unul cât mai mult. Nu e așa. Dacă îți place și îți pasă de cel cu care faci afacerea, pentru că afacerea noastră este în doi se face. Noi și consumatorul. Noi suntem parteneri cu consumatorul, adică cum să-i spui cât mai mult să bei? Nu. Trebuie cu moderație, care sunt beneficiile vinului. Și vinul e foarte important pentru că se asociază întotdeauna cu mâncare.
vinul se asociază cu prietenia, cu voia bună, cu sociabilitate. Exact. Deci că vinul vinul dezleagă limbile împleticindu-le. E interesant. Da, la degustare avem acum în pahare o fetească neagră din brandul Selene. Este un vin 2020 producție, 14,5 volume alcool. Fetească neagră și brand în Selene este unul dintre brandurile noastre de lux, iar fetească neagră este cel mai important soi roșu autohton. Deci pentru România poate fi soiul care să relanseze vinul românesc pe piața mondială. Este cultivat în toată țara, este un soi care nouă la Regaș ne este foarte drag pentru tot ceea ce înseamnă personalitatea lui. Dacă îl vedeți în degustare acum și vreau să îl vedeți în degustare, este senzațional. Îți dă senzația aia de, aici vedeți parantezele și ghimelele, de plăpând, pus așa în pahar, îl duci în cură, mă, parcă nu e așa de greu ca și cel de vin, nu e așa musculos. Încălzește obrajii pe interior, atât de delicat, îi mânghie delicat, îl pești, bă, vinul ăsta poți să-l duc până dimineață. Opa, după ce ai băut deja un pahar, începe să încălzească, să te încălzească, să-ți arate cât de puternic e. Are o personalitate fantastică. Niciodată agresiv, întotdeauna plăcut, întotdeauna delicios. Este un vin care lasă o amprentă gustativă lungă, o amprentă gustativă care mie mi-aduce aminte de prune uscate și afumate, foarte, foarte faine în copilărie. Și le-am mai spus și colegilor mei, nu că acum aș fi mai mare și mai puternic, dar eram mic și slab. Și când treceam la școală la Recaș, aici aveam un ghiozdan, eu aveam 20 de kg, ghiozdanul avea vreo 11 kg sau 10 kg cât avea. Și de-abia căram după mine, că nu mă lăsam să mă ducă cu părinții la școală, vreau să mă dau eu. Băiat mare. Și treceam de la școală spre casă și în colțul străzii la noi era magazinul Iasului. Și la magazin acolo era un domn care totdeauna stătea așa într-un halat, parcă văd acum, și stătea la ușă. Și când mă vedea că trec, se părea ciudat cât eram de mici cu ghiozdanul la mare, Marius, hai până nu să-ți dau ceva. Și decât eu nu mâncam. Toată familia mea fugea după mine pe stradă cu farfuria de mâncare, că nu mâncam nimic niciodată. Deci pentru mine joacă era și așa, fugeau după mine pe stradă, așa, de zile au fost așa. Și el când mă vedea, mă lăsa până nuntul la mine. Intram în nuntul el acolo și îmi punea într-o pungă de hârtie, îmi punea prune uscate și afumate. Până acasă le mâncam toate, atât de mult îmi plăceau. Și de câte ori vă spun, am fetească neagră, dar în special și asta de selen, în pahar și consum seara un pahar sau după amiază un pahar sau duc la nas, îmi aduce aminte de ele. Când nu mănâncă copii, să le dăm fetească. Să le dăm fetească neagră, da. Și fetească neagră. Râde, dar nu e sunt neagră. Este o plăcere să ai o astfel de fetească neagră în pahar. Medaliat și singura problema nu e că ne poate face rău care prea mult aur în el. Și când spun așa, atunci cum să aibă aur în el? Pe atâta medalii le-au rapidit, încât luăm aurul înapoi pe care l-au luat alții din țară. Luăm medalii transferat în calitate. Anul ăsta, spre exemplu, apropo de medalii, și o să ajungem la ultimul vin la degustare, sunt peste 40 de medalii obținute în concursuri internaționale, cele mai mari concursuri internaționale, unde sigur că și noi am participat. Este important pentru noi să fim prezenți acolo, pentru că acolo sunt cei mai importanți producători la nivel mondial. Poftim? Unde se țin? În toată Europa. Paris? În toată Europa. Franța, Paris, Germania, Anglia, Bruxelles. Poftim? Parisul, care sunt? Paris, Concursul Mondial de la Bruxelles. Sunt pe categorie Muscat du Mont, Chardonnay du Mont, Pinot Noir du Mont, Cabernet du Mont. Sunt în Germania câteva, Berlin, în Marea Britanie, Londra, multe, multe competiții, dar cele mai importante sunt vreo 10-12 competiții la care noi participăm cu vinurile noastre, unde sunt cei mai importanți producători din lumea acolo și fiecare concurs vine cu medalii înapoi. Medalii care sunt importante din punct de vedere profesional. Sigur că și ca vânzare ulterioară, dar din punct de vedere profesional, pentru că ne arată nivelul nostru de dezvoltare în comparație cu ceilalți producători. Îți arată unde ești, ce ai făcut bine, ce n-ai făcut bine și ce trebuie să faci în plus pentru a crește în calitate. Și vreau să vă spun așa că
Acum o să încheiem degustarea într-un mod interesant cu un vin cu rest de zahăr. Și revin la întrebarea pe care mi-a spus-o când am intrat aici în sală despre Schwabenwein. Este un Schwabenwein muscat cotonel. O să-l vedeți, colega mea o să-l pune imediat în pahare, dar vreau să vă spun așa. Lucrez de foarte mult timp aici și de câte ori intră și prieteni de-ai noștri și musafiri pe care nu-i cunosc, intră în magazin, toată lumea zice, dom'le, vreau să cumpăr un vin și încep să povestesc. Uitați, aici avem gama Schwaben, care este cea mai accesibilă dintre gamele noastre, nu știu ce. Toată lumea zice, băi, prea ieftin, iau mai sus, iau mai scump, mai nu știu ce, mai nu știu ce. Și întotdeauna povestesc și despre gamele respective. Pentru că noi, cum am reușit să creștem de la o societate aproape inexistentă pe piața vinului din România în anii 90 la început, eram atât de mici încât nu contam, până la societatea cea mai mare din industria viei și vinului din România. Din calitate pe toate segmentele de preț. Nu există o gamă unde să nu fie calitate maximă pentru gama respectivă. Și de ce spun asta? Pentru că, haideți să vă spun, sunt peste 40 de distincții obținute de societate, vă spuneam, dar poate la care ținem cea mai mult este obținută de Muscat Cotonel, care la Muscat Dumont a luat medalie de aur. Un vin care costă 2,5 euro. Medalie de aur în competiție în care te lupți cu vinul care costă 20 de euro, 30 de euro, 40 de euro și așa mai departe. Te bați cu ei pe o piață liberă și trebuie să ai calitate. Dacă nu ai calitate, nu vinzi. Iar muscatul acesta, din Schwabenwein, 2021 producție, este calitate. Vreau să-l vedeți la nas. Adică vinul ăsta nu are cum să nu te cucerească. Este surprins atât de bine nuntru, aroma asta tipică, muscatul otonel, trandafirie de trandafir zdrobite, petale de trandafir zdrobite în palmă. Foarte, foarte plăcută la nas. Dar interesant. Ca să obțin un vin cu rest de zahăr, un vin demi-dulce sau dulce, ce se întâmplă? După ce ai adus strugurii din câmp cu un anumit rest, cu un anumit acumulare de zahăr în cramă, ai vinificat, când s-a oprit fermentația, restul de zahăr pe care îl ai acolo determină zona în care te duci cu el, demi-dulce, demi-sec sau dulce. La acumularea de zahăr în câmp există un fenomen. Strugurile, când este verde, are o aciditate foarte mare. Pe măsură ce acumulează zahăr, aciditatea scade. Și cu cât acumulează mai mult zahăr, aciditatea este tot mai jos. Și există și teoria asta, că dacă, și așa este, în realitate, dacă nu surprinzi momentul optim în care să fie un echilibru între aciditate și zahăr, vei pierde parte din calitatea vinului respectiv. De ce? Pentru că vinul ăsta, dacă n-ar avea suficientă aciditate să-l facă viu, să-l facă zglobiu, să-l facă vesel, ar fi fad, ar fi aromat, într-adevăr, ar fi demi-dulce, exact, exact, dar n-ar avea viață în el. Viața este dată și exuberanța asta lui este dată și de aciditate. Iar aciditatea trebuie să fie, vă spuneam, și momentul recoltatului. Iar asta face exact momentul respectiv. Toate sârile aromate și semi-aromate le recoltăm noaptea. Avem 8 combine cu care recoltăm, care înlocuiesc 1200 de oameni pe care aveam înainte și pe care oricum nu ai de unde să-i găsești la vremea asta. Unde găsești 1200 de oameni dispuși să lucreze? Nu-i găsești niciunde. Dacă vrei să-i plătești, îi găsești, dar să lucreze mai greu. Și atunci... Da. Și atunci am luat combine și recoltăm cu combina. Dar ce se întâmplă noaptea? Odată că vă spuneam, înlocuim oamenii, dar noaptea mai există un fenomen. Ziua sunt 40 de grade sau 35 de grade sau 30 de grade la recoltat. Recoltezi ziua, se, prin combustia care se creează în timpul zilei, prin căldură, da? În pompul de strugure, în momentul când l-ai recoltat, pierzi un 10-15% din aromă. Recoltând noaptea, când apară sunt 18-20 de grade maxim, aromele sunt foarte bine surprinse în bob și le duci în cramă. De cele 15-20% le pierzi, ceea ce înseamnă aromă. Foarte important pentru vinificație. Iar rezultatul este acesta. Un vin de 2,5 euro. Am făcut degustări experimentale. Avem prieteni care vin la noi de poate 20-30 de ori pe an la degustare și am făcut degustare în or. Nimeni n-a știut ce avem în sticle, în pahare și așa mai departe. Și când am întrebat cât ați dat pe vinul ăsta, cât ați dat pe vinul ăsta, cât ați dat pe vinul ăsta și fiecare îi spunea, acum eu atâta, eu atâta, știm vinurile noastre din magazin. Acum se putem raporta la prețurile noastre din magazin, dar neștiind ce e aici, pe vinul ăsta nimeni nu a dat sub 10 euro. Zic, mă, uite, dați-mi 10 euro și vă vin în toată producția, dați-mi 10 euro și vă vin în toată producția. De asta vă spun,
Întotdeauna, la mine de Paști, spre exemplu, vinul cu rest de zahăr a fost muscatul turmeric acasă, vinul demi-dulce. Am avut un roze și am avut un roșu. N-am avut alb, am avut alb, a fost cu rest de zahăr demi-dulce. Este fantastic să le ai acolo la sfârșit de masă, un cozonac, e atât de bun și de plăcut la poftim. Merge la desert. Da, un vin pentru desert, da, sigur că da, foarte, foarte interesant și bun. Acum, la masă, dumneavoastră, puteți alege în funcție de ce o să serviți la masă, ce vă place, pentru că mai este o cutumă. Dom'le, dați-mi cel mai bun vin, vă spuneam cum facem. Cel mai bun vin nu există. Cel mai bun vin este cel care îți place întotdeauna. Cu toate că gusturile, practic, se educă. Eu mi-aduc aminte, am început așa și toți colegii mei și prietenii mei direct, cu care eram, eu știu, în aceeași echipă când eram copii, pe la 15 ani, când am dat și noi de gustul vinului, eram cu vinul dulce. Toată lumea, nu existau unul să bea altceva. Dulce, dulce, dulce. Odată cu trecerea anilor, văd acum și la mine acasă, îl pun ăsta, nimeni nu-l ia, toată lumea lasă la desert. Se duc tot spre vin sec. Vinul sec e mult mai ușor de asociat cu mâncare. Vă mulțumesc încă o dată pentru răbdarea de a fi ascultat. Aplauzele le transfer colegilor, sănătate, le transfer colegilor mei din Vie și din Cramă, care muncesc din greu pentru vinurile acestea. Câți oameni aveți? 250 total. Cu totul.